Liderii de sindicat din poștă s-au așezat la masa tratativelor cu șefii companiei poștale. Prima victorie pentru sindicaliști a fost acordarea de salarii compensatorii pentru viitorii disponibilizați. Războiul însă continuă. Deja am stabilit că salariații vor pleca acasă cu salarii compensatorii și cu problema asta am fost de acord atât partea sindicală cât și partea din reprezentanții CNPR. Puteți spune că ați obținut ceea ce v-ați dorit până acum? Da, putem spune chestia asta. Până acum. Dar n-am trecut de punctul culminant. Câte salarii? Ăla e important, da. Numărul de salarii compensatorii și modul de acordare al lor. Directorul oficiului de poștă vrea ca legea să fie respectată pentru toți salariații săi. Faptul că Poșta Română este într-o situație economică deosebită grea, bineînțeles că nici starea salariaților nu este așa de bună. În contractul colectiv de muncă al Poștii Românii este prevăzut la un articol acordarea până la 30 de salarii compensatorii în funcție de vechime, pentru cei care vor fi disponibilizați colectiv. Deși contractul colectiv de muncă este destul de clar în acest sens, negocierile sindicaliștilor cu reprezentanții companiei poștale sunt destul de dificile. Dacă nu vor obține ceea ce își doresc, sindicaliștii spun că sunt dispuși să reia mișcările de protest.